Adrian Negrescu, o parte dintre soluțiile pe care le vede fostul premier Florin Câțu sunt, pe de o parte, apropo de prețurile care variază foarte mult la pompă, știți prea bine care este poziția mea, nu ar trebui să se intervină în piață. Asta pe de o parte vreau să comentăm și pe de altă parte creșterea salariilor în acest moment, pentru că se vorbește nu doar când vorbim de creșterea salariilor, acesta a făcut referire nu doar la cele de la stat, ci și de cele din mediul privat, ar putea fi făcute în actualul context doar dacă s-ar reduce o parte din asigurări. Ok, bun, cu prețurile la pompă. Hai să spunem lucrurile pe nume. Într-adevăr, prețurile la noi la benzină și motorină depind foarte mult de prețurile internaționale ale barilului de petrol. În momentul de față suntem la $130 barilul de petrol, față de 90 ceva cât eram acum 10 zile. Deci vă dați seama că influențează prețul. Mai mult decât atât, benzinarii noștri, cei care rafinează, care distribuie lanțurile de benzinării, au costuri de 2 sau de 3 ori mai mari decât acum câteva luni de zile, pentru că și la ei s-a scumpit energia electrică, s-a scumpit serviciile, s-au scumpit toate. Deci toate astea puse cap la cap duc la creșteri de prețuri. Dar ce vă spuneam eu de prețul ăla de 11 lei pe litru, acolo e speculație clară. Și cineva încearcă să forțeze și mai mult creșterea cine prețurilor. Cine ar trebui să fie atent, Adi Negrescu, la lucrurile astea și pot fi controlate? Consiliul Concurenței, că de-aia l-avem, de-aia îi plătim pe oamenii de acolo, protecția consumatorului și alte instituții ale statului care trebuie să vegheze. Pentru că chiar vorbeam mai devreme cu niște reprezentanți unor benzinării și ne-au zis că îmi spuneau că la ei nu sunt probleme de stocuri. Deci nu e o problemă de stocuri de carburanți în România și nici de petrol. E o problemă de speculă și cineva trebuie să intervină în acest domeniu în așa fel încât să nu pune și mai mult gaz pe focul inflației, pentru că dacă se scumpesc prețurile la benzină și motorină, toate prețurile din România, prețurile produselor alimentare, la servicii și bunuri nealimentare se scumpesc pe zi ce trece. Legat de ce spunea domnul Cățu în privința contribuțiilor, păi domnul Cățu încă nu vine să ne prezinte concret un proiect care să arate cu cât câștigăm noi mai mult la salariu dacă reducem contribuțiile. Calcule, nu vorbe, pentru că vorbe tot vedem de multe ori. Filozofie fiscală se tot face la Palatul Victoria de ani de zile, fără efect. Deci calcule concrete și o singură întrebare legată de această reducere a contribuțiilor. Cine va plăti pentru ele? Pentru că noi așa avem deficit de pildă la bugetul de pensii, din 100 de lei cât plătim noi la bugetul de pensii, în momentul de față 60-70 de lei vin din contribuția, adică salariile noastre, și vă 30 de lei împrumutăm ca să avem cu ce să plătim pensiile. Nu mai zic de sectorul sanitar unde se duc o parte din acele contribuții de care zice domnul Cățu, acolo unde e subfinanțare crasă și vedem ce situație este în spitalele din România. Deci hai să mai întâi să facem un calcul, hai să vedem exact dacă ne permitem să reducem contribuțiile și da, ar trebui să mai dăm în jos puțin fiscalitatea asta, că într-adevăr e împovărătoare. Apropo, la un litru de carburant, benzină sau motorină, nu contează, 60% reprezintă taxe pe care le plătim statului, incluzând aici și TVA-ul. Păi, hai să vedem exact dacă putem, în baza unor estimări și a unor calcule concrete, dacă putem să umblăm la prețuri în acest segment fiscal.